Vinurile prahovene sunt renumite și în Africa de Sud. Prezent astăzi la Camera de Comerț și Industrie Prahova, excelența sa Teniwe Etel Mtinzo, ambasadorul Africii de Sud în România, a declarat că sectorul vinificației este unul dintre cele mai atractive pentru o viitoare colaborare. The first one is of course the sector that primul sector ar fi cel de petrol și gaze, care la dumneavoastră este foarte renumit. Totodată am dorit să realizăm un schimb de experiență și o colaborare în domeniul vinificației, pentru că atât Prahova cât și Africa de Sud sunt mari producători de vinuri. Țara africană vrea să pregătească specialiști la UPG Ploiești și să intensifice relațiile culturale cu municipiul prahovean. În iunie va celebra aici Luna Tinereții. We also would like to celebrate July 18, which is Mandela's birthday, and it has. De asemenea, am dorit să sărbătorim cu dumneavoastră și data de 18 iulie, care este ziua de naștere a lui Nelson Mandela, denumită de Națiunile Unite Mandela Day. Aceasta impune ca noi să petrecem cel puțin 60 de minute ajutând persoanele care nu sunt atât de fericite ca noi, cum ar fi vârstnicii, persoanele din spitale sau cu alte probleme. Ambasadorul Africii de Sud dorește să relanseze în Prahova relațiile economice dintre țara sa și România. Este o țară extrem de bogată, cu care, din păcate, România nu are niște schimburi comune, niște schimburi bilaterale pe măsura forței economice a Africii de Sud. Practic, cred că acesta este motivul principal al vizitei excelenței sale, doamna ambasadora Africii de Sud în județul Prahova, pentru a găsi împreună modalitățile de colaborare mai puternică între Prahova și Africa de Sud și între România și Africa de Sud. În prezent, în Prahova activează o singură firmă cu capital sud-african, în vreme ce în întreaga Africa de Sud nu există nicio firmă cu capital românesc.